Noi nu contăm pentru nimeni, de fapt. În esență, noi contăm doar pentru cei care ne iubesc. Atât. Eu la 7 ani nu eram atât de conștient de ce se întâmplă. Nu conștientizam ce înseamnă moartea. Țin minte că eu plângeam la moartea tatălui meu pentru că toată lumea din jurul plângea și pe mine chestia asta mă panica și îmi dădea un disconfort. Însă lacrimile adevărate pe care le-am curs au fost cele de după. Și sunt lacrimi care au fost curse ani de zile. Mă gândeam la un moment dat chiar să fac o piesă pe care nu cred că o să o fac și nu cred că va fi lansată niciodată, care să se numească cumva conceptul din spate, să fie cool ca și tata, știi? Și o piesă în care aș fi povestit despre cât de mult am vrut să fiu cool ca și tata și la final să dau panciu să fie că totuși cool ca și tata m-a învățat să fiu mamă. Salut și bine v-am regăsit la Fain și Simplu. Sunt Mihai Morar. O nouă săptămână și o nouă poveste a unui om, a unui artist și a unor cântece care cumva s-au confundat în ultimii ani cu propria noastră poveste de dragoste, de viață, poveste de zi cu zi. Cu siguranță v-ați regăsit, ne-am regăsit în ultimii ani grav de tot în poveștile, de fapt mai întâi poeziile lui și apoi poveștile lui cântate. Invitatul meu de astăzi este, pentru mine cel puțin, și îl știu de ceva ani, uneori îl chiar și pricep, invitatul meu de astăzi este Denis Roabeș, adică The Motans. Salutare! Salut și bine ai venit! N-am știut altă prezentare mai bună să-ți fac, dar eu cred că rostul acestei întâlniri este cumva de a descifra poveștile astea pe care ni le-ai adus în ultimii ani, în urechi, în suflete. Și nu-s puține. Bine ai venit! Bine te-am găsit, Mihai. Îți mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mi-e foarte greu și multor oameni le e foarte greu să te prindă, să te priceapă pe tine ca om. Ca artist, cu siguranță, mulți se regăsesc. Și vreau să știu dacă aerul ăsta de misterios al tău, fără a te picta pe fața, a te ascunde, precum Carlos, dacă aerul ăsta face parte din povestea proiectului tău. Face parte din mine, în primul rând. Nu am făcut-o niciodată intenționat, dacă sincer. Am lăsat-o să curgă de la sine. Eu sunt un om așa care nu iubește să se complice. Ca să înțelegi, până și atunci când ajunge vorba de vestimentație, am 10 tricouri albe, 10 tricouri negre, atât. Nu, chiar nu iubesc să mă complic. Și toată imaginea asta pe care am creat-o de-a lungul timpului a fost foarte naturală. Niciodată nu m-am gândit să fac ceva poate extra pentru ca oamenii să creadă ceva în plus despre mine, ca și artist sau ca și om. Și la urma urmei, tu ai menționat că e vorba în primul rând de poezie. Uite, eu sunt de acord cu tine și sincer prefer ca să mă reprezint în primul rând pe mine și imaginea mea să fie reprezentată de arta pe care o fac și de ce creez în primul rând. Și abia după aia... Dar te-am auzit spunând asta de mai multe ori, că nu sunt decât un om simplu și mie asta mi se pare cu adevărat greu, că abia atunci când un om este simplu, înseamnă că treaba din spate e foarte, foarte complicată. E greu să ajungi la... până și la afirmația asta, la declarația asta către public. Sunt un om simplu. A fost complicat să ajungi la treaba asta, la simplitate? Da. E un drum de viață. De aia vorbesc despre mister. Adică în spatele acestei simplități se ascunde mult mister. Și uite, mie mi se pare, chiar dacă e mascat, Carlos,
e mult mai transparent decât, decât ești tu. Carlos, el ca om o și recunoaște, bă, eu sunt un narcisist. Eu nu știu ce ești tu. Eu cred că Sergiu preferă să pornească de acolo. E un om extraordinar de fain. Fără doar și poate. Nu e deloc narcisist. El doar are, presupun, un filtru așa, prin care trece oamenii, mm-hmm, ca să le vadă reacția. Știi? Eu așa cred. Adică e un foarte bun psiholog. E un psiholog extraordinar. La început nu mi-era atât de ușor să duc discuțiile. El e o persoană care iubește să se aprofundeze în puterea cuvântului, foarte, în filozofie, mm-hmm, și așa mai departe. E greu de urmărit. Și e greu uneori de urmărit. Dar după un anumit moment am înțeles că e în favoarea mea, pentru că doar atunci când joci cu adversari, uh-huh, mai puternici decât tine la anumite lucruri, uh-huh, devii și tu mai bun. Așa că e o prietenie, prietenia mea cu el e un avantaj foarte, foarte mare pentru mine. Ai simțit vreodată concurență? Niciodată. Am simțit au fost unele momente în care am avut cumva neclaritatea asta, de ce oamenii ne confundă, de ce unii oameni nu pot să distingă timbrele noastre vocale, pentru că după părerea mea sunt diferite. A, asta nu stilurile cred. Și așa mai departe. Dar cred într-adevăr că multă lume vă compară. Și cumva lumea v-a pus în mintea oamenilor, sunteți mai degrabă în concurență decât în drumul fiecăruia, care este cât se poate de diferit. Da, da. În realitate lucrurile stau cu totul altfel. Chiar până și ieri ne-am văzut la studio și am dat cu timp pahar, am mai schimbat o vorbă. Dar te-a felicitat vreodată pentru un cântec? Da. Pentru vreun cântec? Da, noi ne felicităm foarte des. Da? Da. Asta mi se pare bărbătește. Asta înseamnă chiar că sunteți niște bărbați. Pe lângă toate, el are și cel puțin în una din piese, el are un mesaj poetic pentru Vămotans. În piesa Noi ne topim. Așa. Are un vers în care cântă Eu nu cred în două răsărituri. Corect, așa este. Și mi s-a părut un lucru foarte tare. Și după aia și eu, la rândul meu, am făcut un mesaj din asta poetic în care am folosit o mică chichiță. În ce piesă? Nu mai țin minte în ce piesă. Piesa Sigur, cred. Și cum te refereai la el? Sau cum te raportai la el? Am legat ceva de cuvântul finish. Uh-huh. Și el a folosit cuvântul finish în Bereta. Ai, foarte tare. Dar, iarăși, nu a fost o adresare personală. Uh-huh. Adică, efectiv, am luat, cumva, am rupt din context doar cuvântul și am creat alt mesaj. Da, mi se pare tare. Și mi se pare un duel de ăsta bărbătesc, cum am zis. Și cred că muzica are nevoie de, pe lângă poeți, de bărbați, știi? De da, bărbați, da, în sensul de masculinitate. Exact. Și uite, referitor la faza asta de multă lume spune că domnule, vezi că se ascunde sub mască. Nu mi se pare exact așa. Mie mi se pare că prin crearea acestei imagini, mi se pare că prin această mască, el ca și artist dă cu mult mai mult. Îți dă ție voie să creezi imaginea, știi? Și cum ți-am zis, mie el mi se pare mult mai transparent și mult mai puțin enigmatic decât ești tu. Eu n-am fost niciodată curios să-i dau masca jos sau să știu cine o fi în spatele măștii Carlos Dream. Dar eu sunt curios de The Motans, de Dennis, cine este Dennis din spatele The Motans. Și de-aia o să întreb, care e prima ta amintire din copilărie? Conștientă. Prima mea amintire din copilărie? Probabil e o amintire făcută de mine în post-producție, hai să spunem așa.
Eu tind să cred că țin minte cum mi-au făcut poza aia renumită pe care o are toată lumea cu în pielea goală. Da, pe canapea. Exact. Eu tind să cred că țin minte cum mi-au făcut poza aia. Exact momentul îl țin minte. Parcă văd părinții mei cum zâmbeau și au chemat un fotograf. Nu. Au făcut-o ei? Da. Nu știu, dar ce ții minte de atunci de la poza aia? Ok, e clar că aici nu e doar o amintire conștientă, tu folosești sau cel puțin pretinzi că intri în subconștient și iei niște imagini de acolo. Țin minte că eram pe spate, cu fața în sus. Părinții mi-au făcut o poză și parcă ar fi vrut să mai facă una, erau foarte amuzați de ceva anume, erau foarte fericiți și îmi zâmbeau și la un moment dat eu m-am întors cu spatele ca ei să nu poată să-mi facă poză, încă o poză. Și mi-au făcut o poză deja pe burtă. Poza aia de pe păturică, gol. O am și pe spate și pe burtă. Că eu am doar pe burtă. Eu am în ambele poziții. Ai în ambele poziții. Și ceea ce ții minte foarte bine, foarte clar, era că erau amândoi părinți acolo. Da, și erau fericiți. Și cam asta a fost cursul copilăriei tale. Tu, făcând ceea ce vrei tu, când pe spate, când pe burtă, când sus, când jos, și părinții fericiți în jurul tău, făcându-ți toate poftele? Da. Deși după un anumit moment a rămas doar mama, din păcate, mereu s-a străduit să mă fac pe mine fericit. Și asta conta cel mai mult. Dragostea aia dăruită necondiționat contează foarte mult. Și după părerea mea, asta și este super puterea cea mai mare pe care poate să o aibă atât un om cât și un supererou. Știi? Dragostea necondiționată, da, pe care o primești. Da, am ambele figuri, până la ce vârstă le ai? Și maternă și paternă. Păi mama e până în prezent, uh-huh, să-i dea Dumnezeu sănătate. Mama, te iubesc. Tatăl meu, din păcate, a decedat când aveam 7 ani. Și după aia am rămas doar eu și cu mama mea. Nu știam momentul ăsta din, nu, din copilăria ta. Și bănuiesc că nu a fost deloc ușor. Acum, ca să folosesc un... Nu a fost deloc ușor pentru ea. Pentru că ea s-a străduit mereu să compenseze lipsa aia, să acopere cel gol. Eu la 7 ani nu eram atât de conștient de ce se întâmplă. Nu conștientizam ce înseamnă moartea unui apropiat. Țin minte că eu plângeam la moartea tatălui meu pentru că toată lumea din jurul plângea și pe mine chestia asta mă panica și îmi dădea un disconfort. Însă lacrimile adevărate pe care le-am curs au fost cele de după. Și sunt lacrimi care au fost curse ani de zile, știi? Nu doar atunci. Dar conștient când ai început să-i simți lipsa? Pentru că e clar că tu, dacă la moartea tatălui ai plâns pentru că așa i-ai văzut pe oameni că se face, e clar că tu până atunci nu prea ai atins pământul. Adică tu pluteai, erai un copil... Care n-a avut contact cu problemele reale ale vieții. Da. Că oamenii au și probleme, au și drame. Erai ținut așa, în plutire. Și la 7 ani... Păi, primele lacrimi conștiente, hai să spunem așa, le numim lacrimi, mm-hmm, pentru că e o metaforă până la urmă. Lipsa am început să simt, hai să spunem, după prima jignire în adresa mea și momentul ăla în care simți că nu ai cui, nu ai pe cine să chemi, să te apere, când ai nevoie de forță masculină, de forța paternă, de furtuna aia care vine și dărâmă tot. Când nu poți să le spui oamenilor, vedeți că îl chem pe tata. Exact atunci. Ăla a fost primul semnal, știi, opa. Și abia acum,
în ultimii ani am început să înțeleg unele traume de care nu eram conștient. Am început să înțeleg cât de mult mi-au lipsit unele lecții pe care doar un tată poate să ți le dea. Dar cine a înlocuit figura paternă? Tot mama. Tot mama? Da. Ți-am fost și mamă, ea, ți-am fost și tată. Exact. Ea a trebuit să compenseze toate lucrurile astea și a reușit de minune. Mă gândeam la un moment dat chiar să fac o piesă pe care nu cred că o să o fac și nu cred că va fi lansată niciodată, care să se numească cumva conceptul din spate, să fie cool ca și tata, știi? Și o piesă în care aș fi povestit despre cât de mult am vrut să fiu cool ca și tata și la final să dau panciu să fie că totuși cool ca și tata m-a învățat să fiu mama. Mama. Da. Deci mama a fost cool ca și tata. Ea a trebuit, ea n-a avut încotro. Mi-a trebuit să fie cool ca și tata, să mă învețe pe mine. Da. E adevărat că tu nu prea ai scris despre asta în opera ta, despre povestea copilului. Da. Da, eu cred că influențele se simt. Oricum, sunt acolo în versuri. Durerea aia există, știi? Fără doar și poate. Și cred că interiorizarea asta... Nu știu cum erai până la 7 ani. Erai la fel de interiorizat? Nu. Eram foarte alentat. Și oricum și după aia o perioadă foarte lungă am fost, până nu mi-am luat câteva șuturi și am înțeles că uneori e bine să mai taci, uneori e bine să nu faci anumite lucruri, uneori e bine să stai pe bancă și să urmărești și să acționezi exact atunci când trebuie. Asta am crezut tot timpul, că versurile tale vin, poeziile tale vin dintr-o forță interioară foarte, foarte mare, dar forța asta interioară ca să se creeze trebuia mai întâi de toate să interiorizeze niște lucruri pe care ai fost nevoit să le ții în tine. Da, e ca un vulcan, știi? La un moment dat pur și simplu a erupt. Până atunci, ani de zile s-au adunat tot felul de chestii frumoase și mai puțin frumoase, până când la un moment dat a explodat. Știi că unii pot să exteriorizeze la prima bere cu tata, pot să exteriorizeze, adică eu cred, nu am băieți, nu știu, știu doar relația mea cu tata și nici măcar nu cred că există prima bere pe care să o beau cu tata. Dar au existat niște momente, tată, fiu, fără doar și poate. Și dacă ele nu există și nimeni nu înlocuiește figura asta paternă, poate să fie un bunic sau poate să fie un unchi sau poate să fie un vecin. Lucrurile astea se strâng cumva și... Da. Faza cea mai tare e că subconștient sau conștient încerci să găsești acea alinare în diferiți oameni de-a lungul timpului. Fie printr-un oarecare mentor, profesor, nu știu, antrenor și așa mai departe, un om care e mai inteligent decât tine și are o experiență de viață mai mare. Și ai căutat asta? Subconștient cred că mereu a fost. Sau ai avut oameni care să-ți, am avut, da, să-ți fie... O, da, au fost să, mereu. Să joace rolul ăsta? Am avut oameni care m-au învățat foarte multe lucruri pe care... În mod normal, cred că ar trebui să le iei de la tatăl tău. Uh-huh. Zi-mi unul dintre oamenii ăștia despre care n-ai vorbit până acum. Au fost diversi prieteni de-al tatălui meu. Au fost, spre exemplu, uite, în perioada în care mă ocupam cu artele marțiale, a fost senseiul meu de atunci, cu care la un moment dat ne-am împrietenit foarte mult și am început să petrecem foarte mult timp împreună. De la vârsta de 16 ani, cred, și care mi-a dat niște lecții foarte bune de viață. Adică ținând că de la vârsta de 16 ani eu m-am schimbat complet ca și om. Mi-a dat foarte mult de gândit. Artele marțiale te-au făcut? M-au disciplinat foarte mult. Te-au disciplinat? Da, extraordinar. Că, efectiv, am devenit alt om după aia. Și țin minte că m-am dus odată la o întâlnire de absolvenți cu... M-am văzut cu foștii colegi de la gimnaziu și lumea nu mă mai recunoștea. Și s-a apropiat de mine un fizic? Nu. Așa, din punct de vedere al comportamentului. Ah, okay.
Deci erai alt... Pentru că eram foarte zvâcnit. Hei, și la un moment dat văd un om care stă la masă și tace, efectiv. Uh-huh. Eu care era practic cel mai guraliv sau unul din cei mai guraliv. Da, serios? Copiii din clasă, da. Și se apropie de mine un coleg și îmi spune, un fost coleg și îmi spune, Denis, ce ai pățit? Zic, nu știu. Și mi-a spus, hai că nu se schimbă lumea atât de ușor. Adică omul nu se schimbă atât de ușor. Mi-a dat foarte mult de gândit. Încă nu știu dacă e adevărat sau nu. Am tot avut discuția asta cu diferiți invitați și aș prefera să fac și cu, în discuția cu tine paranteza asta. Crezi că oamenii se schimbă? În esență, nu sunt convins. Adică dacă ești un om bun sau rău, cred că ai nevoie de niște întâmplări în viață foarte marcante ca să-ți schimbi acest aspect. Dar tot ce e restul, eu cred că se poate schimba. Adică crezi mai degrabă într-o schimbare a aparențelor, că de fapt un... așa te-ai schimbat. Te-ai... Nu te mai recunoșteau foștii colegi pentru că din ăla zvăpăiat ai devenit... un taciturn, un, o statuie. Calm. Da, da. Nu știu, Mihai, cum să... N-am răspuns încă concret la această întrebare și nici nu cred că o să-l am vreodată. Poate că mai bine așa. Am trăiesc experiența unui singur om acum și tot ce aș spune acum ar fi din prisma unui singur om. Ce te-a învățat locuind cumva... o bucățică din relația cu tatăl, senseiul tău? Mi-a dat... Uite, e o întrebare foarte bună. În primul rând, m-a învățat să fiu atent la detalii. Cum să mă apăr, dar nu neapărat fizic. Cum să fiu mai... mai atent la lucrurile pe care le spun oamenii, cum să fiu atent în primul rând la lucrurile pe care le spun eu, m-a făcut să gândesc cu câțiva pași înainte pe tabla de șah, hai să-i spunem așa. Nu știu, eu n-am făcut arte marțiale, pot să spun doar din ce am citit, că acolo e mai mult, dincolo de o confruntare fizică, pe tatami, nu? Așa se zice. E o confruntare mentală. Ce te-a, în afară de disciplină, ce te-a învățat artele marțiale? Să nu-ți fie frică să iubești. Stai, asta trebuie să-mi explici. Cum înveți de la karate să iubești? Deci, am înțeles că am ajuns la un nivel foarte înalt în artele marțiale. Ce centură e? Nu știu, cred că am terminat cu centura albastră, dacă nu mă înșel. Nouă, de fapt, nu ne dădeau centurile. Uh-huh. Era o chestie foarte superficială, faza asta cu centurile. Totul se axa pe practică și cunoștințe. Și la un moment dat mi-am dat seama că, și senseiul meu, țin că vorbeam cu cineva, și era și senseiul meu de față, și persoana respectivă m-a întrebat tot, încerca să afle de la mine... opinia mea. Și la un moment dat am spus că nu contează dacă știi să te bați sau nu. Ajungi să fii cu adevărat sus în momentul în care înțelegi că cea mai bună luptă e o luptă pe care ai evitat-o. Pur și simplu. Adică la un moment dat am spus că eu dacă o să simt că lucrurile se apropie de un moment mai tensionant, prefer să mă retrag și să plec, decât să intru în lupta aia care nu merită. Dar ai avut partide în care te-ai luptat, nu știu, te-ai dus la campionate? Nu, în Aikijutsu nu există campionate. Da, ok. Bine, campionate la modul sparring. Dar poți câștiga o confruntare cu cineva fără să te lupți? Păi în momentul în care eviți lupta. Da? Da. Dacă să o luăm așa, filozofic. Nu, în artele marțiale. În ce disciplina asta pe care o făceai tu? Așa. Adică poți să fii declarat câștigător fără să
te lupți cu adevărat? A, nu știu, nu știu să-ți spun, nu știu răspunsul la întrebarea asta. Eu sunt fascinat de artele marțiale și de oamenii care au făcut asta. Fie că au făcut-o la nivel de amator, profesioniști, maestri. Da, îți dai seama, eu la nivel de amator am făcut-o strict. Dar mi-a dat foarte multe lucruri. Dar te-a îmbărbătat asta? Da. Experiența asta? Da. În primul rând, există o, hai să spunem așa, o idee că drumul unui luptător e drumul spre moarte, știi? Și te face să te gândești și să ai o poziție diferită față de acest concept al morții. Începi să-ți pierzi din frică. Asta nu înseamnă că nu-ți pierzi din, devii imprudent sau ești neatent, dar chestia asta schimbă chimia în corpul tău un pic și în creier. Da? Da, te face să te uiți un pic altfel la viață. Și îți dă de pe umeri un balast jos. Ești un pic mai ușor. Dar tu ce frici aveai în copilărie? Ca și toți copiii, cred că frica de a-mi lua bătaie, frica de a primi note mici, erau chestii basic. Nu am avut o frică mai... Adică nu cred că am avut traume speciale sau frici extra față de alți copii. Da, după moartea tatălui, ai început să dezvolți... apropo de frici, frica de... Aș fi curios de legătura ta cu mama. Nu neapărat frica de a o pierde pe mama, frica de frica de a o dezamăgi, uite. Da, dezamăgi. Frica de a o dezamăgi pe mama era. Tu de unde erai un răsfățat, un băiat care nu avea absolut niciun fel de probleme și bănuiesc până la 7 ani nici părinții n-aveau cerințe de la tine. Poate să fii cu minte sau să... Ca în orice familie. Nu ții prea tare, exact. Mă gândeam cum s-a dezvoltat sau s-a modificat conceptul ăsta despre siguranță a vieții la tine după ce a plecat tata. Nu prea s-a modificat conceptul, adică la mine. Adică tu te-ai simțit în continuare un... Da, da. Doar datorită, cuib. Exact, doar datorită mamei. Eu cred că asta a fost o povară pentru mama mea. Eu țin minte perfect nopțile în care plângea lângă mine și nu știa efectiv ce să facă, cum să facă ca să mențină lucrurile, să am eu ce mânca, să am eu cu ce mă îmbrăca și așa mai departe. Pentru că i-a fost foarte greu din punct de vedere atât psihoemoțional cât și financiar. Și mama cu ce se ocupa? Mama mea este kinetoterapeut. Uh-huh. La momentul actual este profesoară de kinetoterapie. Și îți dai seama, nefiind milionar, crescând singur un copil, e un pic dificil. Și mai e un aspect, cum să faci așa ca copilul tău să nu simtă aceste griji și să nu vadă lucrurile foarte grele prin care treci tu, în momentul în care... Știu sigur că tatăl meu a fost marea ei dragoste. Știu cât de mult l-a iubit. Deși acum e recăsătorită, adică slavă Domnului, am o surioară acum. Câți ani are? Surioara mea are 13 ani acum. Și iubește foarte mult soțul, dar eu știu cât de mult a suferit ea... În momentul ăla. Momentul ăla. Mult timp după aceea. Și mult, foarte mult timp după aia. Și cum făcea ea ca să, eu să nu simt? Dar apropo de povestea de dragoste a părinților tăi, ai un moment în care, nu știu, o fotografie, cum ai amintiri legate de fotografia aia de pe păturică, când erai bebeluș? Dacă ai amintire cu ei, iubindu-se? Da. E impregnată de vecie în capul meu,
în mintea mea, în amintirile mele. Țin minte la ziua tatălui meu de naștere, am trăit o perioadă în cămin, într-un cămin studențesc, aveam o cameruță acolo și de ziua tatălui meu, toată lumea a ieșit în coridor, noi așa numeam coridoraș, în hall practic. Cânta piesa lui Chris Isaac, dacă nu mă înșel, Wicked Games. Wicked Games, tatăl tău. Nu, cânta pe coridor piesa asta. Cânta pe hall, așa. Exact. Și țin-te cum stăteam și mă uitam cum ei doi dansează. Foarte magic momentul. Și da, pot să-mi imaginez poza asta. E un film rusesc. E un film un coridor de cămin de da, și toată lumea era studenți. Fericită. Toată lumea, adică tatăl meu a fost un om foarte iubit. Și mama e... Dar acum, nu. Dar când ai început să scrii poezii? Așa, la modul serios, efectiv, piesa Tu sau piesa 42 a fost prima, una din astea două. Cred că le-am început în paralel. Adică la vârsta de 24-25 de ani. Deci tu până atunci nu ai exteriorizat nimic, nu... Nu. Bine, iar existau poeziile alea la școală, îți dai seama, dar... Nu poeziile pe care ți le cere profesoara sau... Exact. Nu, dacă ai încercat vreodată scrisul, eu așa am crezut. Nu. În timp ce îmi povesteai că tu te-ai apucat de scris ca să... Nu ca prea o terapie. Da, nu prea am îndrăznit până atunci, dacă sincer. Tot ce practicam eu la chitară până atunci era fingerstyle. Adică eram convins că nu prea am voce de cântat eu. Uh-huh. Bine, nici acum nu sunt prea convins. Și pur și simplu cântam la chitară instrumentale. Și la un moment dat am trecut printr-o despărțire. Am luat chitara în mâini și mi-au venit așa niște versuri în cap și le îngânam, efectiv. Și din îngânatul ăla am prins un pic de curaj, am dat un refren, țin minte, cred că era jumătate stai sau ceva de genul, mai țin minte. Și după aia mi-a venit așa o idee în cap năstrușnică, hai să fac măcar o strofă și refren să văd cum iese. Și tot așa s-a dezvoltat, am cântat unui prieten inițial, mi-a spus să știi că e foarte frumoasă piesa pe care ai scris-o, ar trebui să mai lucrezi la asta. După care alți prieteni mi-au spus că e bine ce fac. Ce am prins așa curaj? Deci piesa Tu e una dintre primele tale, e una dintre preferatele mele din ce ai scris tu. Nu știam că e una dintre primele piese scrise ever de tine. Da, primele piese sunt tu, așa, jumătate tu ești refrenul 42. Vieții mele, nu? Exact, exact. Tu ești refrenul vieții mele și mai, ce mai țin eu minte e cu ne ținem de pământ când ne ținem de mână. Nu ne ținem de pământ. Nu ne ținem de pământ când ne ținem de mână. Da. Da, au ieșit în perioada aia. Deși cred... Târzie. Mă rog, târzie. Da, pentru că de obicei... Dacă scrii poezii, te apuci pe la adolescență. De... Da, și mă simțeam foarte inconfortabil. Știi că la vârsta aia deja mă uitam la prietenii mei, la foștii mei colegi care deja temeau familii, aveau copii și era pe de cealaltă parte Denis, care nu știa încă ce face în viața lui și scria poezii. Mă simțeam un pic așa, incomod, dacă sincer. Și cât a durat de când, o să revenim asupra carierei, cât a durat de când ai scris prima poezie și ai gânat-o la chitară până când ai pus-o pe YouTube? Primele versuri au fost cu vreo 2 ani înainte ca să fie lansată prima piesă. Uh-huh. Prima piesă, de fapt, scrisă și terminată până la punct, cred că cu vreo jumătate de an, poate un an. Ți-a trebuit mult curaj ca să ieși cu asta în lume? Sau deja aveai curajul prietenilor care deja te validaseră? Deja nu mai conta nimic, dacă sincer. Problema a fost în alt aspect. Eu nu găseam pe cineva care să poată să mă înregistreze și să mixeze ce trăgeam la microfon. Și a durat, practic, mai mult de jumătate de an drumul în a găsi pe cineva care
poate să mă registreze, pentru că eu nu făceam parte din industrie, nu știam cu ce se mănâncă, nu știam absolut nimic despre... Dar ce știai? Adică din artiștii din Republica Moldova, care se lansaseră deja în România? Păi era deja Carlos. Era deja Carlos? Da, da, da. Și țin minte că în perioada în care eu lansasem piesa Tu, el era atunci cu piesa Unde. Deci, practic, eroina ieșise cu vreo jumate de an înainte de asta. A, deci bubuise deja, da. Tare de tot. Da. Și cine mai era atunci? Bine, era deja Pavel Tratan, Zdubi, da, 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 Zdubi, bine. Așa mai departe. Da. Tu, practic, n-ai fost timid niciodată. Doar îmi spui acum că, mă rog, liniștea asta ta, calmul ăsta al tău, nu neapărat timiditate. Timid ești atunci când tu, de fapt, în viața reală ești altfel și uite, dacă aș fi acum cu tine la podcast, m-aș schimba. Uh-huh. Atunci aș fi timid. Dar dacă eu, de fel, îs așa, atunci nu-s timid, așa-s eu. Mișto explicație. Ce una dintre cele mai bune pe care le-am auzit vis-a-vis de timiditate. Dar nu cred că e timiditate. Și da, nici eu nu sunt timid deloc. Adică, uite, avem aici o persoană care ar putea să confirme. Da, pot să zic cine e persoana sau nu dezvoluim? E sub protecția serviciilor secrete, nu? Este vorba despre Bianca. Îmi place când un invitat vine cu jumătatea lui la podcast. Nu ești primul, să știi. Păi, așa mă simt mai sigur, dacă sincer. Am avut foarte mari emoții să vin aici. Cred că ți-or fi trecut între timp, totuși. Știu că e un podcast foarte popular. E unul și un sfert, adică la ora asta deja trec emoțiile. Da, da. Da. Poveștile astea îl fac popular și faptul că lumea regăsește frânturi din viața lor în posibil. Viețile astea, da, povestite, da, aici. Mai, da, e clar, așa e. Frânturi, tipare, lecții de viață. Dar acum revenind la povestea ta, că vreau să înțeleg ce era în interiorul tău înainte să te apuci de cântat, înainte să le scoți în exterior. Tu, practic, pe tine te-a făcut o poveste de dragoste să te apuci de cântat, nu propria poveste de viață, nu interiorizarea din copilărie pe moartea tatălui. Mai multe povești de dragoste, hai să spunem așa, pentru că lumea mereu când aude o piesă sau alta, se gândește, dar cine e fata aia? Nu e vorba neapărat despre o fată, despre o singură fată. Fiecare piesă e creată nu din neapărat dintr-o singură istorie. E așa, un cumul. Fiecare piesă e, de fapt, ca o carte. Pentru că lumea mă întreabă mereu, a, dar tu, uite, ai scris în piesa aia o chestie și în altă piesă ai scris fix viceversa. Sau tu întotdeauna cânti despre viața ta, zic, frate, imaginează-ți un scriitor care are 100 de cărți. Nu toate cărțile alea sunt despre viața lui, dar sunt despre ceea ce a trăit sau a simțit scriitorul și după aia a transpus prin niște personaje trăirile sale și mai departe. Unele piese sunt niște amintiri în care încă nu am fost, cum zici, într-una dintre piese. Deși, uite, primele piese sunt cu mult mai personale decât... Asta voiam să zic, asta era următoarea mea replică. Și că mi se par într-adevăr super personale, uh-huh, și primele tale piese mi se par mult, mult mai triste decât, nu știu, opera recent. Adică, luând așa piese reprezentative, mă gândesc la Jackpot, na, da, la și mă gândesc la Insula, de exemplu. Adică vorbim despre lucruri total diferite, cu totul alt aer. E, așa e, să știi. Adică era mai multă dramă în viața o, da, ta atunci.
foarte bine, din punctul meu de vedere, îți dai seama, eu uneori pur și simplu evit să mă gândesc din perspectiva asta, pentru că știu că sunt oameni care o duc foarte greu, știi? Și uneori nu-mi permit efectiv să mă plâng pe ceva, știind că există niște povești de viață care pur și simplu te tulbură. Și mereu, dacă sincer, mereu m-am considerat un om norocos. Pur și simplu, din simplu motiv că părinții mei, familia mea e sănătoasă. Prietenii mei sunt adevărați. Nu sunt mulți, dar sunt atâția cât trebuie și cum trebuie. Am foarte mulți oameni care mă iubesc în jurul meu. Viața e minunată. De ce te plângi? Că nu ți-a ieșit aia sau nu ți-a ieșit aia? Dă-o, frate, încolo. Viața nu e despre asta. Dar tu știai că în poezie trebuie pusă și un pic de dramă? Trebuie, și cântecele trebuie cântate, multe dintre ele, în minor? Pentru că lumea, oamenilor le place să audă suferință în piese? Da, da. Păi, asta e o modalitate perfectă. În loc să te plângi, de ce să această suferință pe care o ai tu, să nu o transpui în niște versuri, într-o piesă. Și atunci toată lumea e fericită. Și eu cred că la faza asta, în mai multe rânduri am fost întrebat și de tine inclusiv, Mihai, la unul din matinale, de ce voi credeți că piesele de suferință prind mai bine la public. Sunt foarte multe motive. Dar uite unul la care nu toată lumea se gândește, poate și motivul ăla, că efectul ăla de 2, de nota 2, te simți cu mult mai ușurat când știi că și colegul tău de bancă a luat 2. Ok. Înțelegi? Uh-huh. Și chestia asta... Deci când auzi o piesă tristă... Cumva, faza care... Cred eu, nu știu, e doar o teorie. Faza care ajută cumva să te simți mai ușurat și mai liber e poate și aspectul ăsta. Că există și alții care suferă mai tare decât tine. Și eu cred în teoria asta și cred că ăsta e și succesul multor formate în televiziune, de exemplu. Te uitai la anumite povești pentru că erau mai triste decât povestea ta sau te făceau să uiți de tristețea poveștii tale pe care o trăiești tu sau pe care ai trăit-o tu. Da, a existat, apropo de piesa Jackpot, care e cumva mi se pare reperul primei lansării, debutului tău în România. Aia a fost piesa care a explodat, nu? Bine, Versus a fost cea care m-a introdus. Cumva? Versus, da. Dar unde era aia cu Denea, poți să sari în barcă, că și sufletul meu... Versus, pardon, am greșit eu. Da, Jackpot, într-adevăr, a fost aia care a bubuit prima. Uh-huh. Versus a fost cumva așa ca un râu. Nu a fost o avalanșă sau un tsunami. Uite, tsunamiul a fost Jackpot, știi? Care mi-a oferit după aia să arăt lumii înainte să ne fi născut. Uh-huh. Știi? Adică a curățat tot terenul ca după aia să-mi zică soarta, hai mă, acum dă ce vrei cu adevărat. Pentru că Jackpot e o piesă foarte comercială din punctul meu de vedere. Acolo ce e sincer, sunt versurile. Dar beat-ul e un beat foarte așa pop-trap, dacă mă întreb pe mine. O chestie în care eu nu prea mă regăsesc ca și artist, deși îmi place să ascult muzică de genul dat. Însă ceea ce cred eu că mă reprezintă pe mine ca artist e direcția de înainte să ne fi născut. De Insula, spre exemplu, și așa mai departe. Și pe drumul ăsta vreau să mă adâncesc încă mai mult. Acum ce urmează în această primăvară, sper, nu promit nimic, dar din suflet cred că până atunci... Nici nu se pune nimeni să promit. Nu, dar am mai pățit din astea că am spus anumite lucruri în care credeam că o se întâmple 100% și nu s-au întâmplat, s-a decalat foarte mult, s-au făcut lansările, dar nu am respectat timpul.
Nu, acum piesele care urmează să fie lansate de pe cel de-al treilea album, tot nu sunt în totalitate chiar filmul pe care îl văd eu pentru Vomotans ca și proiect. Dar urmează niște lucruri care ridică părul de pe mine când mă gândesc la ele. Îmi place când aud un artist care vorbește atât de însuflețit. Ridică părul de pe mine, ceea ce am scris eu, dar nu înainte să arate lumii. Asta că nu vreau să par arogant, pentru că iarăși uneori mă uit din spate la ce am scris și zic, bă, nu cred că sunt atât de deștept să scriu chestii de genul dat. Efectiv, cred că e vorba de o sclipire care vine de undeva de sus, din univers, de la Dumnezeu. Pentru că nu știu, nu merge vorba de aroganță acum. Sunt niște chestii efectiv care îmi vin de undeva și care mă fac să tremur undeva în interiorul meu, care mă mișcă. Și după aia e o chestie tehnică, adică după ce îți vine mesajul, conceptul, după aia deja merge vorba despre tine. Că tu lucrezi tehnic, le îmbunătățești. Dar mesajul, ideea din spate, esența, nu știu, frate, nu cred că e din mine. Dar ai vreun ritual de ăsta? Când scrii, trebuie să fii într-o anumită stare? A, nu. Nu. Nu, niciodată. Mi se pare că te plafonezi foarte mult, îngustezi foarte mult cumva vagonul ăla al șanselor, știi? Nu. Inspirația poate să vină uneori, m-am și trezit din somn ca să notez unele lucruri care îmi veneau în somn. A doua zi poate nu mi se mai păreau atât de bune sau, din contră, mi se păreau foarte bune. Dar inspirația trebuie să o lași să vină când vrea ea. Și eu cred că mulți dintre noi avem inspirație, doar că nu suntem atenți la ea. Și primim tot felul de mesaje semne, de astea, semne. Da? Versuri, frânturi, rime, gânduri, idei, toată lumea pe care nu le notăm. Exact. Și dacă nu le notăm, se duc. Asta e faza tricky cu inspirația, știi? E o domnișoară care iubește să fie băgată în seamă când vine ea la tine. Când vii tu la ea, deja nu mai e vorba despre tine. Deci nu trebuie să fii neapărat trist. Eu am crezut mult timp că tu scrii atunci când ești trist. Nu. Și e terapeutic. Și nu e chestie intenționată, cel puțin. Adică atunci când sunt vesel, ce-i drept că nu mă gândesc deloc la scris. Atunci iubesc să trăiesc momentul ăla, să-l trăiesc eu pentru mine. Sunt foarte egoist, hai să spunem așa. Și în momentele în care mă apucă neapărat o tristețe, poate fi o melancolie, poate fi pur și simplu mai gânditor, usați. Ce să-i faci? Asta e viața. Nu-s trist. Așa mă simt eu azi, să fiu un pic mai închis. Și încep să se întâmplă lucruri. Dar zi-mi că de aici începusem discuția. Nu ți se pare că erai mai dark, mai întunecat în prima perioadă a carierei față de acum? Dar și ca și persoană, cred că eram mai dark. Mai închis în mine decât acum. Ții minte că ne-am văzut la... unde ne-am văzut noi? Când ți-am spus foarte mișto podcastul tău. Cred că eram la Craiova. Da, la Craiova. La Craiova, la premiile și tu, la The Artist. Da, exact. Și tu mi-ai spus, Denis, cred că acum vreo 2-3 ani în urmă nu mi-ai spus cuvintele astea, știi? Da, da. Când ți-am spus, Mihai, aștept invitația ta. La podcast, da. Și da, într-adevăr, poate că acum 2-3 ani nu aveai m-aș fi simțit ăsta, confortabil. Da, nu aș fi avut curaj, efectiv. Dar ce ți-a dat ție curaj? Succesul ăsta al pieselor la public? Bine, și asta cred că da, dar mai mult, tot că am văzut că la orice nivel există oameni faini. La modul că atunci când am venit în România, am intrat cumva în industrie așa direct, nu cunoșteam pe nimeni, nu știam la ce să mă aștept de la oameni. Și mai ales cu toate zvonurile astea, mamă, că în industrie cine știe ce se întâmplă, că știi cum... Te mănâncă ăștia de viu. Te mănâncă de viu, mamă, că dacă vrei să ajungi departe, trebuie să te culci cu nu știu cine, tot felul de prostologii de genul. Mai ales ca bărbat, da. Ca bărbat îți dai seama. Și ca să înțelegi, adică când am semnat contract cu Lucian, așa,
am avut două întrebări. Bine, o întrebare, dar după aia am discutat și așa, pe lângă altele l-am mai întrebat de, bă, sper că un contract nu este plat nicăieri, știi, că eu căutam punctul ăla unde ce să fie? Trebuie să te tatuiezi, știi? Ah, ok. Zic că nu sunt prostii de genul dat. Lucian s-a uitat la mine și s-a râs, zic, ce ai, bă? Deci, acolo e o clauză la care trebuie să te uiți și atât, acolo unde merge vorba de bani și la care trebuie să fii atent. Și Lucian în sine mi-a spus chestia asta, adică la asta trebuie să ai grijă peste tot. Acum semnezi cu mine, eu îți spun, uh-huh, pe viitor unde, ce trebuie să faci, știi? Adică la faza asta... Dar tu aveai o problemă de încredere în oameni de când erai încă în Republica Moldova sau... Legendele astea despre România, legende. Nu despre România, despre industrie în sine. Despre industria ele muzicală. Ele există în orice țară, mi se pare. Și neștiind pe nimeni, îți dai seama. În momentul în care am făcut cunoștință cu cei de la Global, după care s-a extins, am văzut și deja, pur și simplu, lumea, oamenii de radio, colegii mei, ceilalți artiști, vezi că stai un pic, sunt niște oameni faini. Nu merge vorba, adică nimeni nu vrea să-ți dea țeapă, cel puțin trebuie să fii oricum atent, uh-huh, îți dai seama, dar nu e chiar așa cum vorbește toată lumea, care nu face parte din industrie, știi? Și zi-mi un pic, asta mi-a dat un pic de deschidere. Toată copilăria și adolescența, tinerețea ta irosită, glumesc, pe care ți-ai petrecut-o în Republica Moldova. Ai fost și în Rusia, da, într-o da. Perioadă, dar o să vorbim și despre asta. Ce ai făcut înainte să trăiești din muzică? Acolo e un oarecare romantism așa al vieții. Viața curge altfel în Republica Moldova. Mi se pare mie, care am fost doar așa, în vizită. E adevărat asta? Nu am termen de comparație al doilea, știi, ca să pot să-ți spun dacă e adevărat sau nu. Într-adevăr, există un romantism. Mi se pare că mentalitatea e diferită cel puțin de România în Republica Moldova. Sau, hai să spunem, București, pentru că eu am trăit deja 35 ani în București și văd că e diferit total. Eu când ajung în Chișinău, eu văd cum oamenii gândesc altfel, au alte, cel puțin alte fețe. Acolo, în Republica Moldova, mie mi se pare că oamenii sunt mai sinceri, dar... Deci au mai puține măști. Decât la București. Decât nu în toată București. România. Că mie mi se pare că atunci când vorbim de România și București, sunt două lucruri diferite. Deci oamenii sunt mai sinceri, dar în același timp parcă un pic mai pesimiști. În București... Și traiul un pic mai greu acolo, de zi cu zi. Cred că da. În București oamenii sunt un pic mai distanți. Pentru că, pur și simplu, e foarte multă mișcare în jurul tău. Și ca să te protejezi de un eventual, știi, lucru nedorit în viața ta, trebuie să pui o coajă. Uite, am să-ți dau un exemplu. Și nu vreau, eu nu sunt tipul care vede mai degrabă rău decât... Nu e mai rău sau mai bine. Pur și simplu, altfel. Sunt două lucruri diferite. E altfel. Ba, eu cred că e și mai rău și există și rău și bine... Din povestea asta pe care o să te spun, vorbeam azi dimineață la radio, un artist fotograf din Franța, mm-hmm, a ieșit seara la plimbare în inima Parisului, orașul iubirii. Și făcea plimbarea de seară. Și i s-a făcut rău, s-a prăbușit pe caldarâm și a rămas acolo în agonie 9 ore. Wow! 9 ore. Wow! Nimeni n-a sunat la poliție, nimeni nu l-a întors pe partea cealaltă să vadă dacă îi mai bate inima. Și după 9 ore, cine crezi că a sunat la poliție? S-a apropiat un român. Un om al străzii. Un om al străzii. Un om al străzii. Am crezut că vorbeai de naționalitate. E adevărat întâmplat acum câteva zile la Paris. Omul a stat, a murit. Serios? Da. Păi, 9 ore. Wow. Trist. Și mă gândeam că în București episodul ăsta s-ar putea întâmpla. Pentru că Bucureștiul este micul Paris. Iată.
Nu, dar la Chișinău nu cred că s-ar putea întâmpla asta. Poate pentru că Chișinăul este un pic mai mic ca și oraș. Aha. Adică chestiile astea ar avea o rată de probabilitate să se întâmple în orașele mai mari. Uh-huh. Cred că în orașele mai mici oamenii sunt un pic mai curajoși, mai deschiși. Pentru că nu există iarăși atâta mișcare în jurul tău, atâta schimb energetic. Păi da, dar Paris, eu știam că e orașul luminilor, dar văd că luminile sunt doar în exterior, nu mai sunt în oameni. Ce-mi place e Turnul Eiffel, noaptea și Melcii. Extraordinar. În rest, nu mă surprinde cam mare lucru. N-ai fost cu cine trebuie la Paris? Ba da, am fost cu cine trebuie. Și anume, păi acel cine trebuie înseamnă că poți să mergi oriunde și e frumos. E frumos oriunde. Eu vorbesc acum în comparație cu alte orașe în care am fost. L-ai dus la Paris? Da, normal. Nu i-a plăcut. Înseamnă că tu nu ai fost cu cine trebuie. Bianca. Bun, hai să revenim. Chișinău, București, Paris. Suntem cetățeni ai planetei. Exact. Nu știu, vorbeam despre diferențele astea culturale între cele două țări, care în continuare cred că există și cred că noi avem să ne hrănim foarte mult și e o adevărată onoare pentru noi că putem să fim încă uniți cultural. Da. Nu atât cultural cât spiritual. Spiritual, scuze. Uh-huh. It's a thing, să știi. Adică ceea ce simți la Chișinău și pui în pagină în București, românii vor înțelege, știi? Și asta mi se pare... Și invers, tot funcționează, să știi. Da. Da. Nu știu acum, din punct de vedere geopolitic, nu cred că mai are sens acest aspect. Când oamenii deja au înțeles că nu contează o graniță acolo desenată de cineva. Da, dar nu toată muzica din România are succes în Paris, era să zic. În Moldova? În Moldova, da. Și invers tot. Mulți încearcă și în Republica Moldova să ajungă aici. Adică mi se pare că manelele, de exemplu, nu au prins în Republica Moldova. Nu. Sunt din altă cultură. Da. Sunt foarte mulți factori, probabil. Și la noi a existat un curent prin anii 2000, se numea șanson rusesc. Șanson rusesc? Da. Da? Pe vremea când la voi au bubuit prima dată manelele, uite, la noi erau pe val acel stil muzical, acele piese, în care o să-ți arăt după aia pe YouTube dacă te interesează. E ceva grav de tot? Nu vrei să știi. Deci era romantismul ăla din lumea criminală a anilor 90. În mare parte era vorba despre asta, pus în piese. Deci dușmanii în poartă pică, varianta da, doar rusească, dar mult mai dură. Mult mai dură. Mult mai dură. Și voci, adică, nu, o să te arăt după aia. Dar povestește-mi ce ai căutat la Moscova, ce ai căutat în Rusia, înainte să îți cânti poveștile de dragoste în România. Da, a fost o perioadă așa foarte interesantă în viața mea. O să fac o mică preistorie la Moscova. Deci eu de pe la vârsta de 19 ani până pe la 21-22 am lucrat într-un depozit. Inițial eram un simplu hamal, după care am devenit controlor, după care șef de depozit și așa mai departe. Dar oricum nu-mi plăcea rutina asta. Și un prieten foarte bun de-al meu îmi zisese, bă, Denis, eu cred că toți... Bănuiesc că era un depozit de armament, dacă... Nu, era un depozit cu produsele Procter & Gamble. Ah, ok. Da, și un prieten foarte bun de-al meu care lucra și el acolo mi-a spus, Denis, de fapt el și m-a adus la jobul ăla, mi-a spus, Denis, eu cred că tu n-ai curaj, dar e un om care iubește să provoace. Eu cred că tu vei să lucrezi aici toată viața. Și am spus, de ce crezi așa? Păi nu știu, așa zic și eu. Și gândul ăsta însămânțat a început să sape în mine, pentru că și a adus roade foarte mari după aia.
din câte se vede. Am început să mă tem de gândul ăsta, stai un pic, nu vreau să trăiesc așa toată viața, e doar o chestie provizorie cât fac universitatea. Pentru că era pentru tine clar un job de student. Da, da. Și la un moment dat am început să mă uit în jur că alături de mine lucrau și oameni care deja terminaseră universitatea. Și era un job destul de greu. Asta era faza nașpa. Nu era un job nașpa. Era un job foarte greu. Un job la care lucrai mai mult de 8 ore, în schimbul de noapte, în jur foarte multe produse chimice. E un job care îți omoară sănătatea. Și la un moment dat cumva toate s-au pupat, am trecut printr-o despărțire, nu printr-o despărțire neapărat, era așa o perioadă mai tensionată. Deci nu despărțirea aia din Versus. Nu. Era ceva mai light. Treceam printr-o perioadă mai tensionată așa în relație, citisem romanul lui Marquez, Un veac de singurătate, și m-a impresionat foarte mult istoria personajului Arcadio Buendia, fratele lui Aureliano, care se fugise în lume și după aia s-a întors la un moment dat în orașul său natal și a început să povestească toate lucrurile și toate aventurile pe care le-a trăit el. Și am spus, vreau și eu să am așa viață, aventuri mișto, pe care să le pot povesti după aia copiilor, nepoților. Și mi s-a dus efectiv acoperișul, mi-a sărit capacul și am zis, da mă, asta e. Mi-am dat demisia, mi-am luat actele de la universitate, m-am despărțit și am zis că vreau să mă duc în Tibet, efectiv. Vreau să călătoresc prin Asia. Pentru asta de ce e nevoie? De bani. Că nu pot să mă duc, că sunt un pic mai rafinat la ale mele. Nu e în stilul meu să mă duc cu rucsacul în spate, desculț și să am nevoie de totuși să știu, să am unde să dorm, exact, de un confort. Și am zis că ok, mă duc câteva luni, muncesc în Moscova, mă angajez la niște joburi de care efectiv nu-mi pasă să iasă bani, strâng ceva bani și după care mă duc și încep să călătoresc prin India, prin China. Și vreo 7 ani în Tibet. Da, un pic mai puțin. În fine, am ajuns în Moscova, aveam deja prieteni acolo, am apelat la ajutorul lor, am ajuns acolo și nu era tot de simplu și ușor pe cât îmi imaginam. Adică, ca să înțelegi, mi-a luat aproape un an până să-mi fac documente legale acolo. Deci tu un an de zile ai lucrat... Practic, un pic mai clandestin. Clandestin. Am lucrat prima perioadă ca și ospătar și am văzut că deja trecuse un an și la mine în plan erau câteva luni. Și eu după un an încă nu aveam strâns niciun ban, abia am făcut documentele și eram încă, what the fuck, ce fac aici? Planul meu era altul, nu înțeleg de ce nu se leagă. În fine, după aia mi-am luat alt job, mi-am făcut foarte mulți prieteni acolo, am început să lucrez în vânzări, am început să fac mai mulți bani, am început să strâng, să trimit și acasă, să-mi ajut părinții. Dar la un moment dat am înțeles că parcă nu mai voiam atât de mult să călătoresc. Cea mai mișto călătorie e atunci când cunoști oamenii. Și am cunoscut foarte multe tipare de oameni acolo. A fost pentru mine o experiență de viață neprețuit. Ce e diferit la Moscova față de Hamburg până acum, Chișinău, București, Paris? Uite, e un lucru foarte interesant în Moscova. Cel puțin pentru mine așa a fost. Deși Moscova e un oraș, hai să zicem, de vreo 7-8 ori mai mare decât Bucureștiu, ca și populație și ca și suprafață, mie nu mi s-a părut un oraș chiar atât de superficial ca și București. Adică oamenii sunt un pic mai deschiși acolo. Desigur, sunt foarte multe naționalități aproape din toată lumea și faza mișto e că fiecare om aflat acolo din altă țară se străduie cumva să fie
bine, majoritatea oamenilor, chiar fiecare om, dar se străduie să fie cumva fața țării din care vine. Adică te simți ca și cum tu reprezinți țara ta. Și nu fac de rușine țara. Exact. Și fiecare om se străduie să dea cei mai bun din el. Ca după aia, ăla din Armenia, din Georgia, din Vietnam, din Kazahstan, când se duc înapoi acasă, zic că, bă, am cunoscut un moldovean și era foarte de treabă. Da, ți se pare un oraș liber? În 2013-2014 era. Acum nu mai știu, că urmăresc toate știrile de acolo și mi se pare că ce se întâmplă e un pic trist. Deci, și asta mă întristează și mai tare, că oamenii confundă foarte mult poporul rus cu conducătorul, cu politica rusească. Pentru că oamenii cred că, a, mamă, politica externă rusească e nașpa. Ok, dar să nu credeți că și aia internă e strălucită. Oamenii acolo încep să o ducă, adică lucrurile se schimbă spre un scenariu care nu mi se pare tocmai vesel, din păcate. Deci mai degrabă Bucureștiul e locul tău decât acum. Clar, clar, 100%. În primul rând, în București, iarăși e ceva ciudat, dar aici mă simt ca acasă. Acolo, cu toate că am simțit întotdeauna că oamenii sunt un pic mai deschiși, nu am simțit niciodată ca acasă. Cum te simți în București? Da. Aici mă simt ca acasă. Nu știu de ce, dar mă simt eu. Păi poate e locul în care ți-ai găsit un rost. Și asta tot, da. Contează foarte mult. Deci cel mai neplăcut job, neplăcut în sensul de că nu aveai nicio treabă cu ceea ce îți place ție să faci. Da. Care a fost? Ăsta de hamal în depozit? Jobul de depozit, da. Dar nu de hamal. La jobul de hamal eram fericit. Când eram șef de depozit, am fost foarte nefericit. Era o chestie care ți-ai fi dorit-o cumva, dar care mi-a picat mai mult în cârcă. Trebuie să ai grijă din niște oameni, mulți oameni, la o vârstă foarte fragedă, oameni mai în vârstă decât tine, și trebuie să fie mai autoritar ca lucrurile să se întâmple așa cum trebuie. Unul la mână, doi la mână, foarte mult stres, foarte multe obligațiuni, foarte multe responsabilități care nu se merită, nici din punct de vedere financiar și nici din punct de vedere moral. Eu, efectiv, e o muncă foarte grea. Și tot respectul meu pentru oamenii care își asumă aceste joburi și... Deci nu-ți place să conduci? N-ai fost făcut ca să fii șef? Sau nu ți-ai dorit vreodată să... Mie îmi place mai mult ideea de lider, nu de șef, sincer. Ok, dar ți-ai dorit vreodată? Adică ai visat să fii... Vreau când crezi mare să fiu... Că tu n-ai avut visul ăsta de a fi muzician. În adâncul meu cred că asta mi-am dorit. Dar nu mi-am dorit niciodată să fiu președinte, spre exemplu. Mi se pare că atunci când lucrezi cu oamenii și... ai un rol în care trebuie să coordonezi cu ei, efectiv devii o dădacă. Și mie nu-mi place să joc rolul unei dădace. Adică dacă omul nu înțelege din prima, pentru mine e o energie pe care o irosesc. Eu n-am, dacă tu nu înțelegi că uite, trebuie de făcut lucrul ăsta ca să se întâmple asta, uite, în momentul ăla eu mă joc cu nervii mei. Și cel mai plăcut job până să descoperi că poți să trăiești din muzică? De vânzător, de ospătar. În principiu e una și aceeași. Pentru că aproape toate joburile sunt de vânzător, dacă știți așa. Pentru că noi toți ne vindem pe noi, toți vindem un oarecare produs. Absolut. Și de multe ori produsul suntem noi. Exact. Exact. Uite-te la noi doi. Contează și cum te vinzi, știi? Adică contează dacă ești un produs bun. Exact. Nu mai e nevoie să te vinzi, că lumea te cumpără. Dar visul tău cât erai în facultate, care era? Ok, sunt hamal, șef de depozit, strâng niște bani, văd lumea, mă întorc.
ce vreau să fiu? Care, cum te vedeai tu? Acolo cred că era problema, pentru că nu aveam ceva clar în minte. În momentul în care am înțeles clar că vreau să fac asta, din momentul ăla au început să se întâmple și să se întâmple lucrurile și să-mi iasă tot ce-mi propun. Deci problema oamenilor mi se pare că foarte mulți dintre noi, în primul rând, merg în cercuri și în al doilea rând, până să-ți găsești menirea, ai așa niște puncte de referință care sunt prăștiate așa pe un plan și e problema cea mai mare a persoanelor foarte tinere, care ei astăzi vor să fie, nu știu, manageri, poi mâine vor să fie cosmonauți, răspui mâine vor să fie profesori și așa mai departe. Și mergând așa până înspre punctele astea, dar nu până la final, tu mereu așa mergi parcă într-un cerc. Trebuie să știi concret ce vrei și să mergi spre asta până la final. Măcar să unești punctele astea. Și mama n-a fost îngrijorată că nu știai ce vrei să fii? Nu, mama mereu a fost de partea mea, dar n-a vrut să mă influențeze pe partea asta. N-a pus niciodată presiune. Uite, un lucru pentru care îi mulțumesc enorm. Până și atunci când eu cochetam cu ideea de muzică și am spus, mamă, uite, parcă m-aș duce la un colegiu de arte. Ea mi-a spus, Denis, fă ce vrei, dar gândește că mereu e bine, toată treaba asta cu arta, tu dacă simți că ai în sânge, poți o faci fără să o înveți. Dar e bine mereu să ai un plan B. Că dacă ai avea o profesie, ai fi mai puțin stresat în viață. Ea fiind kinetoterapeut, adică da. Având o meserie. Da, dar eu... Și n-a pus presiunea asta pe tine. Nu, nu, nu. Ea are noroc, pentru că i-a ales ce îi place. Nu. Și nu știu ce m-aș fi făcut. Efectiv, de-aia cred că sunt un om foarte norocos. Pentru că mi-am propus și am reușit. Nu tuturor li se dă acest lucru. Dar te-am întrebat mai devreme care a fost cel mai neplăcut job al tău. Și o să vreau, descălțându-mă, dându-mi jos bocanci, să te întreb și care a fost cea mai neplăcută poveste de dragostea ta. Neplăcută? Tot așa, pe la vârsta de 21-22 de ani, cred. Cu o fată care avea mai mulți iubiți în același timp. Și la un moment dat am aflat. Târziu. Erai deja foarte îndrăgostit. Asta e faza, că nu erai foarte îndrăgostit. A fost doar neplăcut, nu în sensul că am suferit. În sensul în care simți așa, parcă un dezgust. Bă, pe bune. Nu. Și experiențele astea au adus piesele astea, Jackpot versus... Nu. Nu are legătură, nu? Nu au fost atât de importante ca să le acord. Crezi că sunt povești de dragoste care merită scrise, chiar și în termenii ăștia, și sunt povești de dragoste care... Uite ce... nici măcar nu merită să fie trecute în poezii? Dar nu cred că e vorba despre merită sau nu merită. E vorba despre te împing să faci asta sau nu te împing să faci lucrul ăsta. Asta zic. Te inspiră să faci? Nu simt nicio inspirație în momentul în care mă gândesc la povestea respectivă. Și în același timp există unele povești și experiențe pe care le trăiești care... la care nu te gândești că merită sau nu merită. El efectiv îți dau un picior în spate și te împing ele să o faci. Știi? Dar tu ai căutat o poveste de dragoste sau când căutai o poveste de dragoste precum acea poză pe care mi-ai descris-o cu părinții tăi pe coridorul căminului dansând pe Chris Isaac pe Wicked Games? Deci tu mă întrebi dacă eu caut imaginea asta? Nu, dacă tu căutai asta. Dacă asta era imaginea ta despre o poveste de dragoste. Da, da. Mereu vrem să ne raportăm la lucrurile frumoase pe care le-am trăit în copilărie. Și desigur la părinții noștri. Și de ce crezi că trăim toate dramele? Ca să fie mai interesant, Mihai. Crezi? Omul e atât de simplu în esență. Deci mie mi se pare că omul atunci când nu mai are nicio problemă,
simte nevoie să-și o creeze el însuși. Absolut. E o chestie psihologică, adică tu vrei să trăiești povestea eroului, dar ca să fii erou trebuie să te lupți cu un balaur și în momentul ăla tu devii propriul tău balaur cu care trebuie să te lupți. Acolo mi se pare că e nivelul cel mai înalt, unde demonii sunt cei mai puternici, dacă mă întreb pe mine. În momentul în care nu mai ai probleme, apar demonii cei mai puternici. Dar să știi că explicația a fost dată, cred că, în episodul anterior de Raluca Anton, psihoterapeut. Ah, uite ce care tare. Mi-a explicat de ce oamenii caută scandal. Știi că sunt oamenii care sunt mereu puși pe scandal. Pentru că pentru ei, din copilărie, când ăsta era mediul natural în care au crescut. Dacă, nu știu, au văzut abuzuri în familie sau dacă familia pur și simplu funcționa în atmosfera asta a scandalului între mamă și tată, pentru ei aia este starea naturală. Și atunci când te așezi și ești liniștit și zici, mamă, mi-am găsit, ce soție mi-am găsit, e pâinea lui Dumnezeu. Și într-o zi, tu ești ăla care caută scandal. Pentru că tu cauți să refaci imaginea din copilărie. Eu nu ți-am explicat în termen de psihoterapie, ți-am explicat cu cuvintele mele. De-aia noi căutăm scandal. Noi. De-aia oamenii caută scandal, da. Nu știu, nu prea-l caut. Nu prea-l caut deloc. Pentru că am crescut. Efectiv, am fost... Dar ai căutat drame? Nu le-am căutat, dar am simțit fiori atunci când le-am trăit. Adică te-ai simțit important, bă, simt că trăiesc. Simți că trăiești, da. E adevărat. Dar nu le caut, nu sunt genul. Efectiv am fost talentat cu atâta dragoste încât nu sunt omul scandalului. Chiar și atunci când mă cert cu Bianca, eu... Nu durează mult. Efectiv, e un zvâc și după aia ne împăcăm foarte rapid. Pentru că mie nu-mi place să trăiesc așa. Tu nu ții minte certurile între ai tăi? Nu. Absolut niciuna. Ce tare. Absolut niciuna. Că na, totuși până la 7 ani... Dar nici nu prea cred că s-au certat atât de des, dacă sincer. Dar e foarte tare că nu ai amintirile astea și mi se pare sănătos. E foarte sănătos. Pentru un om mare. Dar poți să-mi spui o dramă pe care ai trăit-o în dragoste? Cu Bianca de față, desigur. Care încuvințează. Bro, acum, sincer, dacă stau să mă gândesc, nu cred că am trăit, de fapt, o dramă adevărată. Toată drama s-a petrecut în mine, în interiorul meu. Dramele, da, de obicei se petrec în noi. Cred că prima dată m-am îndrăgostit cu adevărat când aveam vreo 25 de ani și am rămas șocat de ce se întâmplă înăuntru meu. Nu credeam că poate să existe așa ceva. Efectiv, am devenit alt om. Nu există drog care să schimbe chimia în corpul uman atât de mult, să te facă atât de prost și în același timp atât de înaripat. Și în momentul în care se taie aripile, cazi atât de dureros și nu e de la impact, te doare în sine căderea asta în jos. Asta e drama. Interioară. De fapt, poveștile cam sunt la fel, dacă să te uiți așa. Și în momentul în care, uite, ai trecut prin acest lucru, da, de aici începi să trăiești. De aici. Adică crezi că avem nevoie fiecare dintre noi de dramele astea? Nu vreau să-mi asum aceste cuvinte, dar... Ție ți-au folosit? Din câte vedem, da. Că acum citesc tot din podcastul cu psihoterapeutul Raluca Anton, care avea un coleg care spunea eu mă îndrăgostesc de aceeași femeie, doar că are ochii diferiți. Nu, la mine e diferit. Nu? Mereu. Adică n-ai căutat un tipar și la un moment dat l-ai încercat să-l rupi? Nu, n-am căutat. Sunt un om care
nu se complace în monotonie. Și în momentul în care cumva s-a rupt ceva cu un tipar de femeie, nu prea îl mai caut a doua oară. Caut ceva mai bun pentru mine. Da, da, faza e că nu conștient căutăm tiparele astea, inconștient le găsim. Inconștientul care e culmea mult mai puternic decât conștientul, că e mai mare, e mai, da, da, e mai bogat. Dar replica asta a existat în realitate? Denea, poți să sar din barcă pentru că și la mine sufletul a început să ardă? Plus minus, da. Adică un pic cu alte cuvinte, dar da. Și culmea că versus e scrisă din e un cumul din două relații, de fapt. Ceea ce multă lume nu știe. E o relație care a contat foarte mult și una care nu prea a contat pentru mine. Bine, nu că nu a contat, dar nu a fost atât de important. Dar eu cred că există și romane de dragoste scrise din mai multe povești de dragoste. Deși în roman e o singură poveste. Cu siguranță, cu siguranță. Asta e partea artistică. Ceea ce lumea nu înțelege e că ca o piesă să te atingă și să fie interesantă, interactivă, frumoasă, trebuie să pui și de la tine un pic. La modul, chiar ieri mă uitam la un film, la un serial, și era scris, acest film este inspirat din fapte reale, dar pentru ca să îi dăm un aspect cinematografic, noi am mai pus de la noi niște chichițe, efectiv. Și normal, ca să te facă să te uiți, să te țină acolo, în suspans, se mai adaugă personaje, se mai adaugă acțiuni, se creează un scenariu, pentru că nu întotdeauna există un început, un punct culminant, un deznodământ. Poveștile sunt diferite, chiar dacă cumva sunt la fel. Dar ca să le dai un aspect interesant cinematografic, ca să poată să fie rugumate și consumate de către public, trebuie să le dai un aspect frumos, estetic. Trebuie un pic să presori de la tine. Care e filmul tău de dragoste favorit? De dragoste? Mamă, nu am așa ceva de dragoste. Dar la ce te uiți tu? Acum nu prea mă uit la multe filme. Prefer să le găsesc pe alea bune, chiar și dacă sunt vechi. Uite, de dragoste, dar nu de dragoste de care credem noi. Filmul ăla italian, La vita e bella. La vita e bella. E extraordinar. Deci se bate cu Fight Club-ul. Pentru că filmul meu preferat e Fight Club. Fight Club. La vita e bella e cu totul despre altceva, dar e la fel de puternic. Țin minte că m-am uitat în pandemie la el. Deși e un film foarte vechi, îl văzusem pentru prima dată. Și deși sunt bărbat și mă consider bărbat, eram de față cu Bianca. Efectiv, am întors și nu știam cum să-mi opresc sughițul de plâns. Atât de mult m-a atins acest film. E un film de dragoste foarte frumos. Dar ție ce-ți place? La ce-ți place să te uiți, să citești, să... Literatură artistică, clar. M-am reapucat de citit acum. Am avut o perioadă de câțiva ani în care nu prea am citit mult, pentru că am fost mereu pe drumuri cu foarte multă muncă. Nu prea am apucat nici să citesc, nici să mă uit la filme, nimic. Acum încerc să-mi fac un program, încerc să citesc un anumit număr de cărți pe lună. Un anumit număr de cărți pe lună? Da. Nu de pagini? Nu, de cărți. Și cât ți-ai dat? Între 5 și 6 cărți pe lună. Deci la tine funcționează asta cu să mă disciplinez, să fac... Da, 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 la mine la urne zile. Acum încerc să-mi pun pe roate și toată faza asta cu sportul. Am nevoie de o sală în apropiere de casa mea, încă caut. Dar și asta o să o pun pe roate. Deci, cam asta e treaba. Și mi-am propus așa câte un film pe săptămână, dar un film bun să fie, care să mă inspire. Efectiv, filmele mă inspiră foarte mult. Filmele, desenele animate bune. Sunt fan Pixar. Deci aș putea, da, să mă uit în continuu, dar... Și te ajută... La ce te ajută să te uiți la Pixar? Eu cred că foarte mult m-au ajutat desenele animate. La fantezie, la... Nu, n-ai să mă crezi, dar la ce? Îmi place foarte mult cum îi construiesc toată povestea din jur ca să te atingă la final atât de puternic, efectiv să taie bucăți din sufletul tău. Și chestia asta, subconștient, cred că s-a acumulat
în mine din copilărie și m-a ajutat să înțeleg cum să ajungi la sufletul omului. Anume desenele animate. De acord cu tine. La filme vezi chestia asta mai rar. Deși aș fi vrut să o văd mai des. Pentru că filmele sunt făcute pentru adulți, cumva. Dar desenele animate sau filmele pentru copii merg exact acolo, la, da, la suflet. Da. Mamă, deci acum dacă stau să mă gândesc să fac o listă, băieții chiar știu cum să o facă. Începând de la caractere, construiesc niște caractere super drăgălase și le îi poartă așa printr-un uragan de evenimente și... Binele și răul. Exact. Dar, da, și e să-mi aduc aminte, cred că am pus mai mult la filme pentru copii sau desene animate în ultimii ani decât la filme pentru oameni mari. Deci, suntem ca pe acolo. Da, sunt foarte multe bune. Chiar să ne recomandați în comentariul podcastului dacă ați mai văzut un film bun, un Pixar, un Disney, un ceva. În ce stare erai când ai scris poate apusul de soare e doar răsăritul văzut de la spate? Sau în ce moment emoțional erai? Eram foarte împăcat cu mine în perioada aia. Se vede. Țin minte că Bianca era la Cluj atunci și eu efectiv urmăream un apus de soare. În timp ce cântam la chitară, eu exersam, eram în picioare cu chitara pe curea și mă uitam la apus și pur și simplu mi-a venit gândul ăsta. Mă, dar stai un pic, că atâta timp când la mine e apus, cineva îl vede de fapt sub formă de răsărit. Apropo de simplitate, de desene animate. Exact. E o chestie pe care doar un creator de desene animate poate să o vadă. Da. Am văzut chestia asta și mi-a venit așa treptat. Am început să aprofundez ideea. Zic, stai un pic, că nu e doar despre soare. Dar dacă facem o paralelă între acest fenomen și viețile noastre. Și de acolo a plecat. Și de când a apărut prima idee și până la lansare, cred că a durat vreun an jumate, despre ce vorbeam noi. Îți vine sclipirea aia, scânteia aia de undeva de sus. Tot, dar restul, deja până cizelezi toate versurile, cred că am avut vreo 20 de pagini de schițe pentru piesa înainte doar să ne fi născut. Piesa asta. Da. De versuri pe care le-am selectat și așa mai departe. Prima oară i-ai trimis-o Biancăi? I-am arătat prima dată Biancăi. Versurile? Da. Deși erau atunci la nivel de, știi, poate apusul de soare, doar săritul văzut de la spate și după erau mai mult în gând. Păi numai asta și deja e foarte tare. Da, dar a durat ceva. Și ce a zis Bianca când mai ții minte? Drăguț, nu? Super! Asta îmi place și mie cel mai mult, să scriu ceva din adâncul sufletului meu, să găsesc simplitatea aia perfectă și să mi se spună drăguț. Wow! Dar eu deja m-am împăcat cu ideea asta. Nu toți oamenii sunt la fel. Absolut. Eu mai am o chestie care mă scoate din sărite. Bine. La modul Denis Roabeș mă scoate din sărite. Adică când dau vreunui prieten să asculte ce am făcut eu, o piesă nouă, și el se pune 10 secunde, trec, și începe să vorbească cu mine. Ascultă piesa, că eu că eu am pus aici atâte mesaje, gen atât de mult mi-a luat să scriu aceste versuri și tu vorbești cu mine, tu nu asculti piesa, eu pentru tine am pus-o. Dar știi, Denis, că dar uite, seamănă cu nu știu ce altă piesă care... Da. Asta, Denis, că eu apreciez foarte mult, adică mi se pare chiar un moment de geniu și nu te fac pe tine geniu. E un moment de geniu. Asta spui, spun tu, că geniu ai fost vine iluminat, de sus. A venit de sus să scrii, poate într-o altă viață ne vom regăsi și vom învăța să fim fericiți, armirând câte două răsărituri pe zi. Perfect. Impecabil, nu? Drăguț, a zis Bianca. E destul de drăguț. Dar mie asta mi se pare piesa perfectă pentru suflete perechi. Și nu doar.
Și nu doar. Și nu doar. Crezi în suflete pereche? Depinde din ce perspectivă ne uităm la conceptul ăsta. De întâlniri pe care le avem în viața asta, eu din cred, alte vieți. Da, eu cred că noi ne legem sufletele pereche. Și cred că... Cum? Eu cred că noi ne legem sufletele pereche, adică nu e ca și cum neapărat e predestinat de sus. Uh-huh. Sufletul tău pereche, ok, dar îi ai pe părinții tăi, care iarăși sunt pentru tine niște suflete pereche. Ai iubita, soția, partenerul tău de viață, care iarăși e un suflet pereche. Uh-huh. Da. Ai prietenii tăi. Eu consider că, bine, nu o să intrăm acum în filozofii religioase și mai departe, eu consider că toate aceste suflete fac parte din tine, adică voi lipindu-vă acolo, creați un gemotoc de energie mai mare. Și acolo mi se pare că trebuie să tindă toți oamenii, știi, la Iisus, Buddha, Muhammad și așa mai departe. În momentul în care dărăști dragostea e necondiționată și ești gata să o dărui pentru oricine, în momentul ăla tu devii un întreg cu toată lumea. În momentul ăla ești God. Tare. Aici vorbesc deja despre absolut, despre perfecțiune. Exact. E o chestie, cred că, aproape. Și podcastul ăsta se numește Fain și Simplu, nu Perfect Simplu. Exact. Și cât se poate de imperfect, dacă mi este primită exprimarea asta. Acolo cred că e toată șmecheria. La lucrurile astea, tot ce face parte din noi, tot ce e în jurul nostru, știi, să te uiți la toată imperfecțiunea asta și să fie totuși perfectă pentru tine. Dar de unde crezi că vine asta când... Și vorbim despre iubire aici, nu despre spiritualitate neapărat sau despre religie. De unde crezi că vine expresia asta când vezi pe cineva și spui pare că te știu dintr-o altă viață? Cu siguranță și tu ai auzit-o sau poate și tu ai spus-o la un moment dat? Cu siguranță. Sau dacă nu ai scris-o, am spus-o, nu, am spus-o cu siguranță despre mai mulți oameni. Se întâmplă că efectiv mă întâlnesc uneori cu unii oameni și simt că deja e o conexiune acolo, dintr-un salut. Uh-huh. Deja îți place de omul ăla. Dar nu pot să-mi explic. Încă caut acest răspuns pentru mine. Eu îmi plac oamenii care nu se bagă dacă nu au o explicație. Dacă nu știu, nu, știi? chiar nu am o explicație, sincer. Eu m-aș băga cu mare drag, doar că nu prea am despre ce să vorbesc pe această temă. Păi asta zic și chiar apreciez lucrul ăsta. Dar întâlnirea cu Bianca cum a fost? Spontană. Eu sunt prieten cu Mircea Bravo. Suntem prieteni buni. Uh-huh. Și... el are o gașcă de câțiva oameni, cei mai buni prieteni ai săi. Bianca face parte din acea gașcă. Ah, ok. Deci simplu, nu e un roman de dragoste. Ne-am anturat frumos, mi-a plăcut foarte mult de ea și s-au legat lucrurile cumva foarte rapid. La modul că ea fiind de la Cluj, eu făceam naveta spre Cluj, ea făcea naveta spre București, până când la un moment dat am spus, știi ceva? Ia, vină cu valiză mai mare de data asta, te rog, pentru că vreau să rămâi un pic mai mult. Și... așa a început totul. Nu e nimic romanțat. Adică e o poveste... faină și simplă. Faină și simplă. Dar mie îmi place cum v-ați contopit voi doi. Eu puneam pariu că, auzindu-vă vorbind, puneam pariu că Bianca e din Republica Moldova. Având accentul. Are un pic de accentul are. Tău. Și eu am preluat nouri și tot felul de... chestii ale aspectului ardelenesc, hai să spunem așa. Și mi-e și foarte aproape de sufletul meu cumva. Nu știu. Mă simt ca și cum aș fi în Republica Moldova când ajung în Ardeal, dacă sincer. Da? Da. Sunt locuri când, da, care au simplitatea aia. Deci nu ai scris vreo poezie, nu a fost de asta... Ea are foarte multe versuri dedicate ei. Și ea habar nu are.
nu iubesc, să spun. Pentru mine dragostea nu se zice neapărat. E, pur și simplu se demonstrează prin alte chestii. Eu nu știu dacă are vreo legătură în întâlnirea asta voastră cu faptul că opera ta s-a deschis, e mult mai luminoasă față de perioada de început, da. Uite, Insula are niște versuri în care ai scris mi-ai dat curajul să-ți dedic viața ție, nu. Să-mi dedic viața mie. Mie toată dragostea ție. Da. Adică e lumină deja, e... Păi, ar trebui să înțeleagă. Care simți că e rostul tău? Ce ești tu pentru lumea asta? Mă rog, sincer, încă nu... Nu mi-am pus cumva scopul să aflu neapărat. Dar știu sigur că nu greșesc atâta timp cât mă strădui să nu fac rău. Nu neapărat să ajut pe cineva. Nu, pur și simplu strădui-te să nu încurci. Hai să începem de aici. Unul la mână și doi la mână, sunt sigur că sunt pe un drum corect, indiferent care ar fi acel drum, atâta timp cât mă strădui pe prim plan să pun dragostea față de orice în jurul meu. De acolo încep. Cât despre rost, eu nu cred că oamenii ar trebui să-și pună neapărat întrebarea, sau cel puțin nu ar trebui să-și consume atât de multă energie vitală ca să afle care-i scopul. Până la urmă, spune-i lui Dumnezeu care-s planurile tale dacă vrei să-l faci să râdă, știi? Sunt unele chestii care nu țin de noi. Nu, da. Să simți că faci ceva cu rost, mi se pare că e un drum pe care trebuie să-l urmezi. Eu simt că fac deja ceva util pentru societate, pentru oameni. În momentul în care oamenii îmi trimit mesaje și îmi scriu cât de mult i-a ajutat o piesă sau alta, că, uite, unele piese... Datorită unor piese, ei s-au împăcat sau au rămas împreună. Mă bucură foarte mult lucrul ăsta și simt că am influențat pozitiv. Și s-au făcut copii pe muzica ta? Mă bucură foarte mult. O să ajungi ca Dan Bidman. Acest gând. Când îl oprește lumea pe stare și spune, mami mi-a zis că pe melodia ta. Am pățit recent. Trăgeam la angolul tău vocile de cor. Și unul din copii mi-a spus că lui mami îi place piesele voastre, dar mie nu. Eu mai mult ascult și am început să-mi menționeze trap, dar nu, artiștii care sunt acum populari la copiii mai ales, știi? Ah, ok. Rădeam ambii cu cotoi, zicea, na, mă, uite, ai ajuns și tu. Da. Te ascultă deja părinții. Zic, bro, nu mă deranjează absolut deloc. Muzica mea n-am considerat-o niciodată o muzică pentru publicul foarte tânăr. Dar ai un portret robot al ascultătorului tău? Nu, niciun caz. Pentru că e atât de divers publicul meu, sincer. Adică am cunoscut oameni de tot felul și de toate tiparele care mi-ascultă muzica. La concertele mele vezi atât, hai să zicem, adolescenți de 15-16 ani, cât și bătrânii de 50-60. Bine, bătrân la 50 nu ești. Hai să zicem, oameni mai în vârstă. Și deja oameni maturi. Adică publicul meu, dacă mă uit acum și pe audiențe, între publicul cel mai mare e între vârsta de 16 și 35 de ani. Și după aia, între 35 deja și 50 e pe locul 2. Adică nu e între 10 și 16. Da. Deci am un public destul de matur, ceea ce mă bucură foarte mult. Bine, îți trebuie un pic de maturitate, cel puțin emoțională, să înțelegi unele versuri. Da. Da. Deși... Sau cunoștințe, probabil. Flash. Breaking news. Doamnelor și domnilor. Țin minte și cred că ți-am povestit asta, deci ești primul artist, n-am mai încercat în ultima vreme, dar ești primul pentru că între timp Ro a descoperit muzica pentru copii, dar înainte să ceară ea, vreau să ascult
mașina de poliție sau mașina de gunoi sau alea. Îi puneam muzică și românească și străină și Michael Jackson și The Motans a fost momentul cu un poem, înainte să ne fi născut, poem și Insula. Deci alea erau cântecele ei preferate. Ce tare! Și nu prea mai avea altele pe care să le ceară, pe care să le... Nu, asta înseamnă că peste 20 de ani o să am public acolo, fresh. Eu sunt convins că undeva în subconștientul ei, peste 18 ani vor exista piesele astea. Nu va mai avea amintiri clare de atunci. De-aia zic că e o vibrație dincolo de informația pe care o pui în muzică. E. Știi ce mă bucură foarte mult? Ții minte că mi-ai scris după Saint Loneliness? Da, uite că aproape uitasem de piesa asta. Deci am ținut cu dinții să spun asta în podcast. Tu nu ai idee cât de mult m-am bucurat și cât de bine m-am simțit când m-ai felicitat pentru Saint Loneliness. Dar mie mi-a plăcut mult, mult, mult de tot piesa aia. Păi e o piesă specială pentru mine, da? Știi? Doar că... Cu ce are legătură? Nu, dacă poți să-mi spui povestea E ruptă din viața mea. Deci da, aia e foarte mult despre mine și despre demonii cu care m-am luptat, știi, interiori și așa mai departe. Și m-am bucurat foarte mult că piesa era din start o piesă necomercială, nu avea nicio treabă cu radiourile și așa mai departe. Și îmi scrii ceva de genul: felicitări, foarte mișto piesă. Zic, wow, cât de tare, știi? Rămăsesem la rostul tău. Da. Și mi se pare că e foarte mișto că ai scopul ăsta. Bă, vreau să fac bine. Și mie mi se pare că da, muzica ta chiar face bine. Să faci copii e bine, să faci din oameni mari e bine, să... Și cam asta face muzica ta. Mie mi se pare că scopul nu trebuie să fie ceva definit 100% neapărat. Trebuie în primul rând să faci ceea ce îți place ție în viață. Atâta timp cât nu faci rău nimănui și simți că într-adevăr aduci un aport pozitiv în societate. Atâta timp cât faci ceea ce îți place ție, e ok. Nu trebuie să te gândești la scop. Fii fericit, frate, și asta e tot. Păi e deja un scop să te faci fericit, e... Acolo unde intervine scopul, poate să apară o capcană foarte serioasă. Pentru că în momentul în care, ok, scopul meu e să, nu știu, să fiu inginer, hai să zicem. Super tare. Ești inginer. Lucrezi inginer 20 de ani. La un moment dat să zicem că nu mai primești neapărat așa plăcere. Ai vrea să te ocupi cu altceva, nu știu. Vrei să faci design interior, să zicem. Ceva banal. Dar anume din simplu motiv că în capul tău s-a impregnat ideea de, bă, ăsta e scopul meu, scopul vieții mele, posibil să n-ai atât de mult curaj să îți schimbi traiectoria, pentru că viața nu e neapărat despre un scop. E adevărat. Eu acum fac muzică, dar la 40 de ani eu nu o să mai am chef și nu o să mă mai simt bine cântând sau compunând despre primul sărut. Hai, frate, las-o încolo. Poate că o să vreau să scriu balade despre altceva, despre alt tip de dragoste. Dragoste față de copil, dragoste față de părinți, despre ură, despre societate, dar nu mai e scopul piesele de dragoste alea. Da, dar poate să rămână scopul ăsta de a face bine în continuare. Exact. Asta zic, a te face inginer sau DJ de radio nu e un scop. E doar un mijloc prin care poți să-ți urmărești un scop. Dar e un lucru care te face fericit. Mai mare. Dar e un lucru care te face exact fericit. Și cât aport pozitiv aduci tu în societate. Dar piesa pentru mamă când o să o scrii? Lucrez la ea. Dar o să fie... Doar pentru ea. Nu va fi pentru public. Nu. O să fie pentru toată lumea. Pentru că eu cred că foarte mulți oameni poate să ajute piesa asta. Și nu o să fie ca și cum ar fi adresată direct mamei, o să fie despre mamă, o să fie un tablou al mamei mele. Și
o să aibă atât. Deci nici măcar nu o să conțină cuvântul mamă. O da, o să conțină, da? Ba da, dar nu o să fie mama mea. O să fie însăși mama, știi? Și mama pentru fiecare e mama lui, cel mai sfânt om de pe pământ. Eu nu zic cel mai sfânt om de pe pământ. E conceptul, deci sclipirea aia este deja. Uh-huh. Acum e o chestie foarte tehnică la care trebuie să muncesc foarte mult la versuri. În sine, deja conceptul este și e extraordinar. Nu cred că am făcut versuri mai profunde până acum decât ce urmează să lansez, dar asta o să fie, cred că, într-un an, un an jumate. Adică o să-mi ia foarte mult timp, pentru că acum am foarte multe pe cap. Urmează cel puțin două albume până să lansez piesa aia. Deci, mi se pare că necesită piesa o pregătire. Pentru mamă o vezi la următorul nivel, nu? Da, da. În momentul în care lansez piesa aia, le-ai trimis versurile ei, măcar? Nu. Și vreau să o lansez într-un moment foarte special pentru noi. Și anume? Voi știți. Noi știm, da. Momentan nu pot să divulg această informație. Am zis că nu eu sunt curios. Tu mă faci curios prin faptul că ești foarte misterios. O să... Da, o să, nu pot, din păcate, să spun mai multe lucruri. Asta, glumesc. Și albumul ăsta pe care vrei să-l lansezi în primăvară. Da, da, da. Deci, practic, 5-6 piese de pe album deja sunt lansate. De ce spui că este următorul nivel după... Deci a fost Jackpot versus apoi Înainte să ne fi născut. Uh-huh. Și Insula și acum vine următorul nivel. De ce spui că e următorul nivel de Motans? Pentru că... Așa simt că e, de fapt. Sunt niște versuri foarte profunde și știi care e faza? Că piesele pe care le lansez acum au fost începute sau scrise acum 2 ani. Și ce, cu ce trăiesc eu acum și ce e ce mă mișcă, e ceea ce a apărut acum. Aha. Eu acum trăiesc cu update-ul în capul meu. Piesele care urmează să fie lansate, eu deja le-am retrăit și le-am trăit de foarte multe ori. Deci ceea ce mă motivează și mă mișcă acum sunt piesele care o să iasă peste 2 ani. Eu, uite, asta n-aș putea face. Să țin lucruri la sertar. Dar nu le țin la sertar, așa ele ies. Așa e nu cursul muzicii, așa exact. E cursul industriei, cum zici tu. Industriei, da. Eu nu apuc să le finisez la timp, să le lansez la timp. Cred. Ca să înțelegi, uite, în golul tău trebuia să apară, cred că, cu 2 luni cel puțin înainte să fie lansată e de fapt. Efectiv, din simplu motiv că n-am avut un scenariu de clip, n-am avut o idee care să mă miște. Zic, bă, nu lansez încă. Mm-hmm. Când o să știu exact că am un scenariu foarte bun, atunci lansez clip. Și atunci îl fac. Cam așa se întâmplă și cu restul pieselor. Pentru că Great Expectations trebuia să iasă cu un an. Cu toate piesele. Nu a fost să fie. Deci povesteam la un matinal despre o piesă Rădăcini, pe care aș vrea să-i fac regie eu la clip, pentru că mi se pare că acolo foarte mult contează și aspectul vizual. Trebuia să iasă toamna. N-a ieșit nici la ora asta. Nu. O mai așteptăm mult? Eu cred că da, pentru că trebuie să am timpul să-i fac regie și necesită și foarte multe resurse financiare. Eu vreau să fie big proiectul. Nu știu când o să iasă. Nu mai vreau să mai dau date sau o să iasă toamna viitoare. Nu, dar când o să iasă, o să rupă tot. Da, ultimele versuri pe care le-ai notat în telefon, poți să mi le... Da, telefonul la tine? Poți să-ți dau. Poți să le citești tu, Bianca, dacă vrei. Hai să vedem ce avem aici. Recis foarte frumos și nici nu ai accent de Cluj. Uite, ultimele versuri din piesa Molei pe care am finisat-o recent. Îți recit refrenul, deși refrenul e scris un pic mai devreme, dar asta e piesa la care am lucrat recent. Se numește Molei și refrenul ei sună cam așa. Viața mea ar fi vrut din ea să te șteargă, dar mai așteaptă. Inima care nu a vrut să înțeleagă că i-ai dat țeapă. N-am știut că fluturii pe care mi-ai dat au fost molei de fapt. Ce mănâncă suflet și îl scuipă în stomac. Ce mănâncă suflet și îl scuipă în stomac. Fain. Drăguț. Îmi place, rămâne înregistrat. Drăguț. Nu, i-am zis fain.
Fain pentru mine e un cuvânt, nu, eu nu-l folosesc ca la București, fainul ăsta. Ah, ok. Fain a intrat în vocabularul ăsta de București ca să înlocuiască cool, drăguț. Nu, eu, pentru mine chiar are o însemnătate. Mersi frumos. Și zis podcastul așa. Proiectul meu se pronunță Fain și Simplu. Eu n-am știut niciodată, e The Motans sau The Motans? Era, inițial era The Motans. Dar The Motans. The Motans? Da. Dar, sincer, nu contează atâta timp cât lumea are o, știi, o emoție pozitivă atunci când aude cuvântul ăsta, indiferent cu ce accent, pe ce consoană vocală și mai departe. Nu contează. Lumea îmi spune în România Denis. Eu sunt Denis. Denis? Nu știam. Toată viața mea prietenii mi-au spus Denis. Pentru că în Republica Moldova nu există Denis. Toți Denisii îs Denis. Probabil la noi Denis e nume de accentul fată. Pentru numele de fată. Exact, știi? Cu el la urmă. Exact. No, și iarăși nu mă supăr. Frate, atâta timp cât în mintea ta eu sunt un om bun sau ți-s drag, zi-mi Denis, Denis. Deci tu ești Denis. Da. Am înțeles. Și plus că noi suntem crescuți cu Denis din Home Alone și Denis. Bun. Deci am rezolvat-o și pe asta. E The Motans. Original. Da. Așa. Și e Denis. Și porecle, ce porecle ai avut? Când nu prea am avut porecle, dacă sincer. Nu? Nu. Prietenii mei mi-au spus întotdeauna Denis. Și cam atât. Acum lumea îmi spune Motanu. Denis Motanu. Motanu. Dar care e proiectul tău mai mare decât ceea ce vedem noi acum? Păi mă gândesc foarte serios la un copil, dacă sincer. Și cred că ăsta o să fie proiectul vieții mele. Nu mă așteptam să-mi zic eu un proiect personal, de aia am făcut de ochii mari. De ce nu? Dar cred că mai mare i-a făcut Bianca. Nu, Bianca știe, deja de mult îi bat capul. Știe să joace. Da, mi se pare că ăsta e proiectul vieții mele, de fapt. Sau proiectele. Aș vrea mai mulți, dacă sincer. Dar începem cu unul, vedem după aia. Am deja o vârstă, cred că... Am crezut că ai deja un nume. Nume am mai multe. Uh-huh. Sper să nu fie asta o problemă ce ține de nevroză, știi? Uh-huh. Să faci atâția copii câte nume ai. Acolo deja e o problemă. Da. Uite, nu știu, eu toată lumea pe care o văd cu copii, toți prietenii pe care am, care și-au copii, sunt încă în viață. Pare că sunt încă în viață și da. S-au schimbat spre bine, sunt fericiți. Nu mă gândesc la fericirea mea, mă gândesc că, bă, cred că ar trebui, e un pas important, pentru, din punct de vedere biologic, cel puțin pentru asta suntem pe pământ. Deci cred că fericirea asta ne-o putem hrăni. Fericirea e o chestie care se hrănește. Fericirea e o chestie care rezonează, din punctul meu de vedere. Așa. Nu e corect să te că hrănești. Că mă gândeam pe invers. Eu, dacă tu ai avut momente în viață când ți-ai hrănit nefericirea, sunt oameni care își hrănesc nefericirea, o rostogolesc și a devenit din ce în ce mai mare. Da. Nu, eu nu sunt. N-ai avut, nu. Nu ești atât de dark. Nu mă complac. Ies rapid din zona aia. Când observ că e ceva dubios la mijloc, adică când mă simt eu nașpa, ies rapid din zona și aia. Și care sunt tehnicile tale de a ieși la, sau uneltele tale cu care ieși la suprafață? Conștientizarea, efectiv. Mă strădui să mă văd dintr-o parte. În momentul în care văd că apar frustrări, când mi se pare că cineva a făcut ceva greșit față de mine, uh-huh. E primul declic. Adică omul ăla nu a făcut nimic greșit față de tine. Tu așa percepi lucrurile astea. Deci te extragi din personaj. Din zeama aia. Da. Veninoasă și nocivă. Trebuie să ieși de acolo. Clar. E un lucru pe care îl înțelegeam cumva, dar pe care l-a formulat foarte bine un prieten de-al meu, Quick. Salut. Și mi-a spus efectiv, uite, cuvintele pe care ți le spun eu acum, știi? Și am înțeles că da. E fix așa. Trebuie să ieși de acolo. Și un lucru foarte important pe care, iarăși, Quick mi l-a spus,
îi povesteam ceva, o frustrare de mea, îi povesteam ceva ce nu mi-a plăcut din ultima perioadă și mi-a spus, bro, noi nu contăm pentru nimeni, de fapt. În esență, noi contăm doar pentru cei care ne iubesc. Atât. Noi nu suntem importanți. Noi suntem, efectiv, nimănui nu-i pasă de tine decât oamenilor care te iubesc cu adevărat. Așa că, te rog, atașează-te de viață un pic mai simplu. Nu te complica atât de mult. Ăsta e secretul. Și din momentul ăsta în care începi de la zero, știi? Ești foarte fericit. Ești un om care nu are griji. Și care înțelege că fiecare om în esență e centrul propriului său univers. That's all. Putem să închidem aici? Când vrei tu, bro. Mai aveam niște întrebări de final, dar ai făcut un final prea, prea frumos ca să stric. E totuși opera ta acest podcast. E povestea ta, de fapt, nu e opera ta. Eu cred că e total invers, dar îți mulțumesc frumos. Eu îți mulțumesc tare, tare mult. Mi-ai dat mie personal o stare foarte, foarte bună și nu credeam că o să faci asta și altfel decât prin cântece. Glumesc! Chiar mi-ai dat o stare foarte bună și îți mulțumesc că am povestit și că suntem cumva contemporani. Mulțumesc și eu, bro. Chiar dacă eu nu contez pentru tine și tu nu contezi pentru mine. Totuși pentru contăm. Totuși, da, contăm. Mersi frumos, Mihai. Mersi de invitație, sincer. Mulțumesc tare mult. Sincer, nu e așa că v-a plăcut? Lăsați comentariile. Nu le cerșesc. Doar vă rog frumos, dacă vreți să-mi lăsați aftertaste-ul vostru după acest podcast. A fost fain și simplu. Mulțumesc, fain.